Deci. Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Proteste într-o benzinărie din Târgu Jiu, zeci de șoferi nemulțumiți de creșterea prețului la carburanți au blocat accesul la pompe. Detalii și imagini imediat în jurnal. Tipe de panică pe o stradă din Târgu Jiu după ce o mașină a luat foc în mers. Accident rutier în Târgu Jiu, două mașini s-au izbit frontal. Detalii imediat la știri. A fost dat startul protestelor în benzinării. Mai mulți șoferi din Târgu Jiu au blocat stațiile pe consemn de protest față de prețurile tot mai mari la benzină și motorină. Conducătorii auto au alimentat cu sume infime, cuprinse între 50 de bani și 1 leu, iar apoi s-au așezat iarăși la coadă, îngreunând activitatea. Poliția și agenții de pază au intervenit pentru a stopa protestul pașnic al șoferilor, care au pus autoturismele în dreptul pompelor, iar unii s-au ales cu amenzi la ieșirea din benzinărie. La Târgu Jiu, șoferii s-au organizat pe grupuri de Facebook și au dat întâlnire în benzinării, iar cei mai mulți dintre ei au alimentat de sume infime. În acest fel, au blocat pompele, iar cei care doreau să cumpere carburanți au avut de așteptat. Totul în semn de nemulțumire față de prețul exagerat al carburanților. De fix 4 lei. De 4 lei de ce? Da. Pentru că s-a umplut rezervorul. Am alimentat și noi de cât am avut bani, 1,94 lei. 1,94 lei și câte grame sunt aici? Puteți să iată 9,24 de lei. Litru de motre, am alimentat 200 de grame. 200 de grame. Da, și acum intrăm iar să mai alimentăm. Deci intrați de mai multe ori? Da, protestăm și nu o să ne oprim cu protestele până nu se ieftinește. N-avem ce să facem. Sunt nemulțumit cu prețurile astea care cresc de pe zi pe alta. Cât enorm în ultima perioadă. Da, pentru noi e enorm. Cum simțiți această creștere? Mergeți mai puțin? Faceți economii? Merg la fel, dar iau de la gura copiilor să dau la hoți. Șoferii au apelat și la spălarea parbrizului pentru a bloca activitatea la pompe cât mai mult timp. Vă spălați parbrizul în semn de protest? Da, spălăm toată mașina în semn de protest. Dar nu alimentați? Alții au venit cu pușculița la pompă, angajații din benzinării fiind nevoiți să numere la monede minute bune. Ce înseamnă afișul? Am luat aici să alimentăm. De cât alimentați? De 2-3 de aici. Deci alimentați cu pușculița? Da, da. Ați venit cu mărunțiși? Atât am mai împregnit, avem aici. Și da. Ce reprezintă acel afiș de pe numărul dumneavoastră? Totul mai ieftin, că s-a prea scumpit. Da, aveți multe pușculițe, văd. Pușculițele aici copiilor. Aici alimentăm, da. Ați găsit? E de un litru acolo? De 20. De 20 de litri? Șoferii au făcut show în benzinărie, făcând chiar haz de necaz. Ce s-a întâmplat? A rămas fără motorină. A rămas fără motorină? Și-o împingeți în peco? De cât alimentați? Și pornește de 50 de bani? Dar se pornească. Nu mai are motorină. Angajații benzinării au apelat la forțele de ordine pentru a debloca accesul la pompe. Un litru de motorină costă peste 9 lei, iar un litru de benzină peste 8,5 lei. Din acest motiv, șoferii vor să boicoteze masiv benzinările din toată țara pentru a scădea prețurile la combustibil.
Au fost clipe de panică în Târgu Jiu după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări. Totul s-a petrecut în această dimineață pe o stradă din municipiu. Oamenii au încercat să stingă focul, dar nu au reușit și se temeau că oricând rezervorul mașinii ar putea exploda, așa că au chemat pompierii care au lichidat în cele din urmă incendiul, însă autoturismul a ars în totalitate. Din fericire, nu au existat victime. Autoturismul a fost cuprins de flăcări în timp ce se afla în mers pe calea Severinului din Târgu Jiu. Șoferul a trăit clipe de panică atunci când și-a văzut mașina în flăcări. Atât el cât și ceilalți participanți la trafic au sărit cu stingătoare, dar nu au putut lichida incendiul. Pompierii au fost solicitați în cele din urmă să intervină, iar la fața locului a ajuns un echipaj care a stins focul. În această dimineață, în jurul orei 6:40, dispeceratul Isogoș a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism care se deplasa pe calea Severinului din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu auto specială de lucru cu apă și spumă. Cauza probabilă a incendiului este cablul electric neizolat, corespunzător, care a produs un scurt circuit electric. În urma incendiului, autoturismul a ars în totalitate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, cauza probabilă scurt circuit la instalația electrică. Mini-vacanța de Rusalii a venit cu amenzi și rețineri de permise, șoferii au călcat pe bec în cele 3 zile de sărbătoare, așa că oamenii legii i-au sancționat. Unii au primit amenzi, alții au rămas pietoni sau fără certificate de înmatriculare. Totodată, gorjenii au fost urecheați și de jandarmi și ei au aplicat 10 de amenzi, faptele constatate fiind de natură penală. În mini-vacanța de Rusalii, polițiștii au ieșit pe străzi, au desfășurat acțiuni informative, dar au reținut atât permise de conducere cât și persoane. În perioada Și jandarmii au dat amenzi în mini-vacanța de Rusalii. În perioada mini-vacanței de Rusalii, jandarmii gorjeni au fost la datorie. Acționăm pentru siguranța cetățeanului. Am fost vizibili și în spații publice intens circulate din județul Gorj. Astfel, în urma numeroaselor misiuni executate, atât în mod independent cât și în cooperare cu poliția, au fost constatate un număr de 13 fapte de natură penală. Au fost aplicate un număr de 17 sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 4.000 de lei. În continuare se acționează pentru siguranța cetățeanului la manifestările publice organizate la zilele orașului Țicleni și totodată în cadrul patrulilor mixte jandarmi poliției. Suntem în stradă pentru siguranța cetățeanului și ne asigurăm că totul va fi în regulă. Mulțumim pe această cale tuturor cetățenilor care au înțeles să respecte normele de conviețuire socială și s-au comportat în mod exemplar în spațiile publice. Nici pompierii nu au avut liber în cele 3 zile de sărbătoare. Salvatorii au fost solicitați să intervină la incendii sau accidente. În ultimele 48 de ore, structurile de intervenție din cadrul Isogoș au fost solicitate să intervină la 50 de misiuni înregistrate la nivel județean. Cele mai multe intervenții sunt cele pentru acoperirea primului ajutor în cadrul urgenței. Și vorbim aici despre 46 de astfel de misiuni.
De asemenea, colegii noștri au intervenit cu două misiuni de asistență persoanelor, au acționat pentru stingerea unui incendiu izbunit la un container de bunuri, au intervenit pentru depărtarea unui copac exploatat în carosabile de roșu, și au asigurat măsuri de protecție specifice la un accident rutier care s-a produs o roată de calitate de situație. Totodată, pentru că în continuare apariției unui situații de urgență, cadrele ISIGOS au desfășurat misiuni de supraveghere la condițiile profesionale, secundare serviciile comunitare și privare pentru situații de urgență, care au avut loc în localitatea Maialecă. În fericire, în ultimele 48 de ore, nu am fost solicitați pentru a interveni în situații de urgență majore, care să se soldeze cu victime sau pierderi de la. Oamenii legii vor fi la datorie și în următoarea mini-vacanță de Sfânta Maria, în luna august. Temperaturile ridicate au transformat muntele în refugiul perfect, zeci de turiști din toate colțurile țării au luat cu asalt cărările montane. Transalpina a fost în acest weekend locul perfect pentru recreere, dar și pentru o masă tradițională ca la mama acasă. Stâna de pe drumul Regelui a fost plină de oaspeți veniți să guste din preparatele pregătite pentru cei care îi trec pragul. Pe Transalpina a fost mai aglomerat ca niciodată. Turiștii s-au bucurat de răcoarea de pe creste, dar și de peisajele impresionante. E frumos. E prima dată când fac o ieșire. E frumos, e un pic fric față de oraș, de jos. Prima dată veniți, dar foarte frumos. Foarte. Da, ați admirat costumele. Da, foarte, da. Foarte frumos. Pe Transalpina? Cum? Da, foarte frumos. N-am mai fost. Pe Transfăgărășan am fost, dar aici foarte frumos. Ne-a plăcut, da. În orașul Nehoiu, eu sunt a patra oară și am zis să vin și cu familia și cu cea mică să le alătăm locurile din România, cele mai foarte, locurile frumoase. Cea mică am văzut-o foarte încântată. Da, foarte, foarte încântată. Am mâncat și bulz. După o relaxare în natură, turiștii s-au oprit la stână. Aici oaspeții au avut parte de bucate tradiționale. Prima dată aici la stână? Am mai venit, dar anii trecuți. Acum, anul ăsta e prima dată. De fapt, acum s-a deschis. Se pricep ciobanii să facă mâncare? Da, se pricep. Am mâncat niște buri cu pastramă și a fost foarte bun. Cea mai căutată mâncare este tocanul de oaie. Da, celebrul tocan de oaie în timp ce pierde la foc de mult, 2-3 ore, trebuie mestecat din când în când. Deși grăsimea lui nu-i dă voie să se prindă de ceaun, dar se mestecă mai bine. Când e de 3 sferturi fier, se pune o mână de seară, se lasă să-și ia singur sarea, mai fierbe o jumătate de oră și e gata. Caută turiștii? Caută, e preferat. Știu că la stână, aici, la stână, de câte ori vin, găsesc tocan de oaie. Și eu mă pregătesc întotdeauna să nu-i dezamăgesc. Turiștii care ajung la stână pot încerca și diferite cojoace, dar pot vizita chiar și un muzeu. Prima dată încercați un cojoc? A doua oară. Cum e aici, la munte, la stână? E frumos, foarte frumos. E pentru prima dată. Amintire frumoasă. Ține de cald? Da. Sunt vreo 9 grade afară. Nu mai bun cojocul. Acum da, e foarte bine cu el. Cum e aici, pe Transalpina, e la frumos. Stână? E frumos. E amintire deci care rămâne pe viață. Turiștii pot chiar înopta la stână și pot ajuta inclusiv la treburile gospodărești pentru a vedea cum se pregătesc bucatele care ajung pe mesele lor. Cei care vor să tranziteze drumul Regelui trebuie să știe că Transalpina este deschisă doar în timpul zilei între 7 dimineața și 9 seara. Vorbim acum despre un accident în lanț în județul Vâlcea. Două autoturisme și o motocicletă au fost implicate în impact, iar 3 persoane au fost rănite. Accidentul a fost produs de o șoferiță care a acroșat un motociclist. În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un autoturism parcat. Printre cele 3 victime se afla și o femeie care era pieton. Accidentul s-a petrecut pe raza localității Ognele Mari pe drumul județean 650. Din primele informații, 2 autoturisme și o motocicletă au intrat în coliziune, iar la fața locului s-au deplasat de urgență echipajele de la SMURD, ambulanță și poliția rutier. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că o femeie de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 650 în localitatea Ognele Mari, județul Vâlcea, ar fi acroșat un motociclist care se afla pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat rănirea 3 persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează acum cercetări în vederea stabilirii cauzei producerii evenimentului rutier, a transmis IPJ Vâlcea.
conducătorul auto și motociclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii români de frontieră au confiscat marfă contrafăcută care provenea din Turcia în valoare de 50.000 de lei. Oamenii legii au descoperit că cetățeanul turc, care a încercat să introducă ilegal marfa în România, intenționa să o comercializeze pe teritoriul țării noastre. Polițiștii de frontieră au confiscat bunurile și au întocmit dosar penal pe numele cetățeanului turc. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au oprit pentru control pe sensul de intrare în țară mai multe mijloace de transport. Cu această ocazie au descoperit într-un autocar, printre bagajele pasagerilor, mai multe colete ambalate în material plastic de culoare neagră, care conțineau 16 perechi de încălțăminte și 226 de articole vestimentare, toate portând însemnele unor mărci cunoscute, fiind susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul cercetărilor s-a stabilit faptul că produsele respective aparțineau unui pasager al mijlocului de transport, cetățean turc în vârstă de 34 de ani. Bunurile sus menționate în valoare de 48.400 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În prezent se efectuează cercetări față de persoana în cauză, a transmis poliția de frontieră. Cetățeanul turc este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudicează pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet. Un polițist din cadrul IPJ Vâlcea este cercetat disciplinar de superior după ce a fost implicat într-o tamponare. Polițistul era în timpul liber, iar cercetarea disciplinară a venit după ce colegii polițistului au stabilit că acesta s-a urcat la volanul autoturismului, deși mașina nu avea poliță RCA valabilă și nici ITP. Un polițist de la Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea s-a urcat la volanul unui autoturism, deși nu avea poliță RCA valabilă, iar ITP-ul era expirat. Ghinionul său a fost acela că a fost implicat într-o tamponare la Călimănești, iar amiabila nu a putut fi făcută. Ba mai mult, conform celuilalt șofer, polițistul vâlcean a încercat să scape de responsabilitate plecând de la fața locului. De menționat este că polițistul se afla în timpul liber. După apelul pe 112, polițiștii rutieri vâlceni au mers la fața locului și au început cercetările. Astfel au descoperit că vinovatul pentru producerea tamponării este chiar un coleg de-al lor, de la Biroul de Ordine Publică, în vârstă de 33 de ani, din Râmnicu Vâlcea. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că șoferul autoturismului, un bărbat de 33 de ani din municipiul Râmnicu Vâlcea, nu deținea poliță RCA valabilă, inspecția tehnică periodică era expirată și nu transcrisese dreptul de proprietate al autoturismului de la vechiul proprietar. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, fiindu-i reținute plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare, au declarat reprezentanții IPJ Vâlcea. Față de polițist a fost dispusă și măsura cercetării disciplinare. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS-231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport. Din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. Și
65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie, fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamentele recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. A început evaluarea națională peste 155.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. Au susținut astăzi prima probă din cadrul examenului de evaluare națională 2022, proba la limba și literatura română. Examenul se desfășoară în perioada 14-30 iunie 2022. Conform Ministerului Educației, 155.820 de absolvenți ai clasei a 8-a au fost înscriși în vederea susținerii probelor. Joi 16 iunie se va desfășura proba la matematică, iar vineri 17 iunie va avea loc proba la limba și literatura maternă. Accident rutier în această dimineață în zona cartierului Bârsești din Târgu Jiu. Două autoturisme s-au izbit violent. Impactul a fost unul frontal, iar autoturismele au fost grav avariate și șoferii au suferit leziuni după impact, dar din fericire ei nu au fost grav răniți. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, iar traficul în zonă a fost îngreunat până la finalizarea cercetărilor la fața locului. Mesele din piața centrală vor fi scoase la licitație. Dilitara Publică s-a anunțat organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 180 de mese în suprafață de 2 metri pătrați fiecare, situate în piața centrală, sectorul agricol, strada Unirii numărul 2A, Târgu Jiu, care au ca destinație comercializarea de fructe, legume și produse apicole. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere pe suport de hârtie de la sediul Edilitara Publică S.A., Serviciul Administrare Piețe și Târguri, strada Victoriei, numărul 45, bloc 45, parter, Târgu Jiu, telefon 0253-238-220, interior 120. Dată limită pentru solicitarea clarificărilor 23-6-2022, ora 14. Data limită de depunere a ofertelor 1-7-2022, ora 10. Adresa la care trebuie depuse ofertele, Edilitara Public S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 45, bloc 45, parter. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă, un exemplar în original. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este data de 4-7-2022 la ora 9 la sediul Teatrului Elvira Godeanu, strada Victoriei, numărul 36 din Târgu Jiu. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-am rămas mândră dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Astăzi, 54 de ani,
de la înființarea instituției noastre. În 1968 a apărut în Gorj o instituție nouă, inițial ca o filială a Casei Creației Populare Craiova, Dolj, apoi a devenit instituție de sine independentă. Aș vrea de la început să aducem împreună un omagiu celor care au fost directori a acestei instituții, începând cu 1968. Gelu Barabanșa a fost primul director, rămas în istoria culturală a Gorjului drept primul mare dirijor al ceea ce se numea pe vremea aceea Orchestra Doina Gorjului. A urmat Antonie Dismărescu, profesor, actor de teatru, scriitor. A fost apoi Constantin Mesteacă, cel care a încercat să revitalizeze tradițiile și obiceiurile gorjenești. A urmat George Manoniu, ziarist, apoi Adrian Popescu, Titu Stoichițoiu, de asemenea ziarist, Nicolae Vânătoru și Constantin Popescu. Și cu voia dumneavoastră, cum se spunea în anii 90, așa de frumos, ultimul pe listă subsemnatul. Până pe 30 aprilie. Au lucrat la această instituție de-a lungul timpului personalități marcante ale culturii Gorjului. Îl amintesc pe dramaturgul Constantin Duică, pe poetul Artur Bădița, Ion Crănvoiu, graficianul